În această duminică, Cutia Neagră vă prezintă un amplu film documentar despre justiția selectivă în dosarele furtului miliardului, cu acte confirmative care demonstrează că Ilan Șor a beneficiat personal din banii furați, dezvăluiri despre probe care se bat cap în cap în dosarele Platon și Filat. Potrivit ordonanței de punere sub învinuirea lui Platon în ultimul dosar, cei mai mulți dintre acești bani ar fi fost transferați pe conturile offshore-ului Zenith Management din Marea Britanie. Potrivit procurorului Andrei Băieșu, firma îi aparține lui Vyacheslav Platon. Curios este că 3 ani în urmă procurorii îi atribuiau firma lui Vlad Filat. Au fost atât de multe declarații că ei s-au cam încurcat. De fapt, această companie nu aparține celor cărora le atribuie. Care este, de fapt, valoarea totală a prejudiciului? Cine sunt adevărații beneficiari tăinuiți de oamenii legii? Și de ce matematica procurorilor nu ține? Adunați la un loc cei 6,5 miliarde de lei furați de grupul Șor și 3,2 miliarde de lei sustrași de grupul Gachkevici, formează doar 9,7 miliarde de lei. Iar până la suma fraudei fixată chiar de oamenii legii, mai rămân încă 3,64 de miliarde de lei, despre care procurorii nu spun nimic. În schimb, documentele care au ajuns în posesia noastră arată că din banii scurși de la BEM, Banca Socială și Unibank în companii offshore, s-ar fi înfruptat și alți demnitari moldoveni, avocați, oameni de afaceri și poate chiar partide. Toate dosarele legate de frauda bancară arată în mod clar o justiție selectivă. Sunt 2 cereri depuse la Curtea Europeană, mai există un dosar penal recent. Se referă tot la furtul miliardului? Nu. Acum mai este valabilă informația pe care o deține dumnealui pentru ca să sară totul în aer? Când va decide, atunci va vorbi. Ce poate să mai prejudicieze examinarea cu ușele deschise a dosarului lui Șor? Probabil că poate să devină cunoscute prea multe detalii despre frauda bancară care a avut loc și probabil că nu se dorește asta. Ne-am uitat după învinuirea care a fost adusă clientul nostru pe sustragere la aproape 2 miliarde și am găsit niște companii care ele de fapt sunt fondatori la un trust media, știri, media grup. Holdingul lui Vlad Plahotniuc? Eu nu știu cum a ajuns compania asta în învinuirea lui Vyacheslav Platon. Nu pierdeți emisiunea Cutia Neagră, duminică la 20:00, în reluare, luni, 19:45, doar la TV8.